Ce aș vrea să spun ca o nemulțumire a mea. Cunoașteți că recent, relativ recent, s-a dat o ordonanță de urgență prin care să nu se mai admită minimalizarea victimelor fascismului, să nu se accepte. Deci, guvernanții noștri sunt extrem de revoltați de omorârea evreilor în cel de-al doilea război mondial. De asemenea, sunt extrem de revoltați de crimele care s-au săvârșit în Kosovo. România a trimis trupe acolo pentru pacificare. Deci, morții albanești din Kosovo sunt foarte importanți, morții evrei din al doilea război mondial sunt foarte importanți. Cred că și morții români din decembrie 89 ar merita aceeași importanță. Deci, nu înțeleg acest dublu standard. Când e vorba de morți evrei în al doilea război mondial, există o super indignare. Când e vorba de morți în Kosovo, iarăși în Bosnia, iarăși o indignare generală a clasei politice. Când e vorba de morții români din decembrie 89, se vorbește de reconciliere națională, hai să uităm, hai să lăsăm deoparte chestiile astea, să dăm o amnistie generală. Chiar domnul președinte Iliescu la un moment dat s-a pronunțat pentru o amnistie. Dacă acest proiect de amnistie a văzut că nu are șanse, sau cel puțin pe moment, a dat o grațiere. În cazul Calea Lipovei a fost un caz, 3 persoane condamnate de Curtea Supremă pentru că au fost 6 morți și mi se pare 20 sau 26 de răniți, nu mai țin minte exact, în Calea Lipovei. S-a dat o grațiere de către președintele Iliescu. Mă întreb, de ce această discriminare pe criterii etnice? De ce morții români sunt mai puțin importanți decât morții albanești sau morții evrei?